Ceva frumos să-mi îndeplinesc visul cel mare. Să zic așa pe bune, ce am eu căpățână. Vreau să fac cu striptease de femei, să nu mai stau la stână. Lucram de nebun, mă strofocam zi și noapte. Chiar și calul în murise de atâtea cărămi scărate. Și iată că într-o zi visul ni s-a realizat. Acel striptease de femei era chiar la mine sat. Am dat niște anunțuri, caut niște fete să danseze acolo la bară, poate chiar și la părete. Vestea ni s-a dus, mândruțe le-au aflat. Dar bai eu că mai multe erau chiar de acei din sat. Cu tăță să mirară la ceea ce făcusem. Nu mai pupa să strâmba la ceea ce văzusă. O gajică bucălată, dar s-a sus pe masă. Și cam târziu își dădu seama că era chiar doamna preuteasă. Căsuța noastră, cuibușor de nebune, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, cuibușor de nebune, să află la mine să te zbrăca fără rușine și fata domnului primar. Să că îi să uitau cu gurile căscate. Nu mai văzuse niciodată atâtea fete dezbrăcate. Dar nu știu ce să fac, că prea multe reclamații. Ni s-au umplut căsuța, cred că erau tăți bărbați. E vestele lor, mă sutuiau zi de zi. Eu zic să chid bordelul că se întâmplă nebunii. Nu am cum să mă opresc, lasă-le că stonte. Eu nu dau înapoi, vreau să fac banii, mă frate. Nu mă interesează când eu veni și primarul. Tăți consilieri și necau acii amaru. Multe slujbe dădea-i popa de pădeal. Să ni să hâie casa, să ajung la tribunal. Să ajung din nou la stână, de unde am pornit. Dar până atunci, doamne, vreau să fiu fericit, mă! Căsuța noastră, cuibușor de nebune, te așteaptă ca să vii. Ușor de nebun.